Am ajuns la DSVSA Brăila. Mamă, cu banii europeni. Uite, mă, ăsta era, mă. Ăsta care e cu oala de peco la geam. Unde ține el actele? Actele oficiale, da? Uite, actele oficiale cum le ține el aici, cu date cu caracter personal. Da? Datele cu caracter personal cum le ține omul acesta? Unul care l-a protejat pe ăla, fii atent. Bă, fii atent, datele. Bate-l-o. Cum, mă, omul și-a făcut treaba? Cum și-a făcut treaba? Cum și-a făcut treaba? Poate i-a confiscat, poate i-a dat. Ce, cum, unde i-a confiscat? Da, mă, nu l-a protejat, ai dreptate, așa este. De aia fii atent. Date cu, uite, fii atent, date cu caracter personal, da? Cum le, cum, uite, le copiez eu, da? Uite. Confidențialitatea la domnul doctor, da. Ce anume? Zic, e maximă protecția datelor, dacă le uite, expus, uite, dacă cum... le expus la... Păi, uite, da? Uite, eu le iau, da, și le fac publice, da? Să mă dea în judecată ăla că i-am filmat eu lui pe aici. Cum? Da, da, deci cum le, cum le-a protejat eu? Ia să... Hai să intră la DSVSA? Da, da. Să intrăm pe aici, pe rampă. Să ne punem vodniță. Vodniță. Trăiți. Bună ziua. Mamă, mireasă, zici că e spital aici. Da. Un șef ceva, trebuie să stăm de vorbă ca să iartăm niște imagini. Păi se iartăm niște imagini, că se încalcă o ordonanță. Se încarcă ordinul 14. Mă, dar știi despre ordinul 14? Nu știu eu că e să urmă. Noi nu vrem să intrăm acolo. Nu intrați în amănunt. Nu, adică cu ce și ai? Domnul... Medic. Dobre. Director. Directorul ăsta este Dobre. Domnul Dobre. În ce legătură? Că el o să mă întreb, domnule, în ce legătură? În legătură cu o pandemie, da? Trebuie să arătăm o filmare că se vinde pui, da? Acum, pe baza ordinului 1, numărul 1. Se încalcă o decizie. Da, da, da. Da? Deci asta e un fel de reclamații. El, noi am dat reclamații, dar să vină omul să vadă, să arătăm. Cine va competent? Dumneavoastră sunteți? Geană mă numesc, știe, el mă cunoaște. Geană, 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 da. Da, ce boier oamenii ăștia. Și-o duc bine, da? Cu salarii mari, mari, cu sute de milioane, da? Și stau după ei. Dacă își fac ei datoria, băi, eu spun că nu, nu sunt mulțumit de ei. Dacă nu m-a spus cu ei, Florian, da, ia păcăliști. Nu mai au vină. Da. Cumva dacă au autoferit tu, dacă și-au adus cu ei mie într-o nu magazie... Făcut, omule, mie nu mi-a făcut un proces verbal când mi-a luat cu ei. Eu mie nu mi-a făcut. Ți-a retornat banii proprietarul. Proprietarul, dar trebuie dar și unul. Dar văd că a care-i cunoscut. Da. 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 Și probabil că l-a făcut aici la serviciu și poate ai venit să-l iei acum, nu? Sau. Deci procesul virtual, ăla, comunicarea cu ei. Da, da. Uite, banii. Deci e zona neadministrativă. Foarte bine că a făcut chestia asta. Eu să vreau să-l ce anume? Ia loc. Dacă se întâmplă într-o zi de sâmbătă sau duminică, că mi-am nu-i găsești. Păi ce fac? Nu-i găsești. Asta trebuie, zic și eu, da. Și atunci, așa și da. Cu... Păi nu, așa și uitați, să ieși liberit, să poți trebuie să așa și cu găinile. Unde sunăm pentru... Dacă sunăm la poliție, poliția nu se va găsi cine să sună ca să... Vedea, vine domnul Fricioi. Da, s-a ocupat, dar nu m-a făcut... Ți-ai luat telefoanele la tine? Bun, ca să-i arătăm omului să vadă. Am văzut ceva, eu filmat? Ți-am trimis ție pe telefon, îl ai la tine? Alea două? Am văzut și tu să le deschizi. Ok. Uite, n-au salarii pe afișate. Nu, e nimeni. Uite, să vezi cum își primesc oamenii ăștia mei. Nu. Păi și pentru ei, pe lege. DSVSA. Neprofesionist. Al doilea neprofesionist.
N-a venit să-i numere păsările. I-am spus eu. N-a luat procesul verbal. N-a sasidat sancțiunile acolo. N-a făcut. Dom'le, îl protejează. Ce se întâmplă? Hai și el, Petrovici, ne râde în nas, domnule. El vinde și ne râde în nas. Am înțeles. Și a spus că DSVS-ul nu i-a dat amendă. Da. Poți să vedem ce ne da. Regulă. Aduceți în vreau să vedem dacă vă autosesizați. Eu mă duc și o să fac discuția cu conducerea, cu cei doi directori. Vă anunț că vă fac plângere penală ca instituție, că nu vă faceți datoria. Eu vin cu dovezi. Informez de aspectele din data de 10, unde a fost efectuat un control și cu recidiva acelui cetățean și că nu s-au luat măsuri. Domnule, sunați pe numărul de telefon, el vinde și pe OLX și vedeți că vă programează, dacă veniți din partea cuiva, și vă vinde ca și client. Și vă vinde imediat. Mă duc ca și client, ia să văd. Oamenii la poartă la el, oamenii la poartă la el acum, noi filmăm. Deci vă spun că noi filmăm și stau pe instituția asta, vreau să văd câți bani cheltuiți de la buget, vreau să văd ce activități aveți și câte sancțiuni ați dat referitor pe această decizie, păi, numărul 1. Iar eu fiind mijlocitor de afaceri, sunt răgumbit pentru că îmi fac concurență neloială și... Nu vorbim de asta, deci, domnul meu, dacă noi să spuneți că sunteți de organ, de control, și... organ de control, da? Păsări se vând de la fermă, chiar dacă s-a dat interdicția, da? O să vedem în registrul de mișcare, să vedeți că ei nu le cumpără pentru consum propriu, dacă nu le înregistrează la medicul veterinar, da? Să vedeți că aceleași mașini, aceleași persoane cumpără, iar instituția dumneavoastră îi protejați, așa văd eu. Zilnic. Și poliția, dacă îi prinde sau nu îi prinde, da? Și eu vă spun că vă acuză ce se va întâmpla în România, ce nu s-a întâmplat, o să vedeți. Deci banii care îi luați dumneavoastră salariul, trebuie să-și meritați de câte note de control ați făcut și ați depistat și ce măsuri ați luat. Pentru orice date... Vi le dăm oficial. Dați-ne oficial. În cazul în care un cetățean, Tănești Mihai, constată, vede în trafic o dublă, o mașină care transportă... Anunță poliția. Pe cine anunț eu? Care datoria? Deci care o fie în trafic. Poliția. Nu avem noi competență. Nu, poliția. Nu mai prin echipe mixte. Poliția. El își face treaba, poliția, Ministerul de Interne. Dar are obligația să vă sune pe dumneavoastră? Și dacă constată în trafic. Așa. Păsările, da? Păsări sau dar sâmbătă și duminică are unde să sune polițistul? Cum să nu? Nu, uite, spune că nu. Uite, da. Nu există. Păi, noi vedem imaginele, domnule. Nu există. Domnul, dar ce număr domnul să spune? Deci, aici Ștergărel a anunțat atunci? Când a fost aici ceva este... Ștergărel? A mințit, domnule, n-am mai putut la doctor de aici. Da, și nu a sunat poliția de la... Când s-a început alerta în România cu influența aviară, cu gripa aviară, este permanență la domiciliu. Unde? Păi poliția n-a putut să ia legătura, a spus că nu poate să ia legătura. Aici avem firmă de fază care imediat... Da. Sună conducerea directorului și directorul spune... În vocea dânsului am vorbit cu dânsul și mi-a spus că nu a să află nimeni angajat sâmbătă și duminică. Nu, aici a fost la Galați. Nu am plecat, l-am scăpat pe cel de aici. L-am scăpat pe... Tot am sunat și aici, noi, sâmbătă. Aici, am sunat aici sâmbătă. Ce ai renunțat, adevărat? Am sunat aici și n-a răspuns. Sau a răspuns și nimeni. Nu, trebuie să dea legătura la... De 15 a plecat Vito Al, Galați 31 IV, urmărit de noi, de învărsătora, din fața imobilului cu numărul 28, unde acest cetățean recidivează, care a fost... Da. A plecat și am urmărit pe centură, s-a dus și tat. După aceea a venit poliția în fața domiciliului. Deci mi-am sunat, iar poliția a spus că nu are unde să sune. Și a spus, eu uitați poliția. A fost mie la Zmărdan, mi-a filmat, după aceea trebuie am sunat la... Poliția să dea răspuns, cum adică eu, nu are poliția, deci poliția, o să vedeți în imagine, când spune că nu are pe ce să sune sâmbătă și duminică. Așa nu este, cu toată schimba. Deci eu și atunci dacă... Noi am vorbit cu noi, eu v-am filmat. La noi, întotdeauna, nu suntem aici. Nu suntem aici fizic, dar fiecare dintre noi, prin rotație, în perioadele de zile libere, sărbători legale, weekend, avem unul din medici în consem la domiciliu pentru a putea da relații și a interveni. Dumneavoastră l-ați spus, păi uitați, mulțumim! Facem un test. O să facem sâmbătă, duminică. Acum să vedem dacă poliția se găsim. Nu, dar pe real vom avea caz, adică știți. Da, credeți-mă, pe tocmai de aceea. În teritoriu avem medicii oficiali zonali care nu o să plece cel de aici din Brăila, dacă sunt eu desemnat, de exemplu, în weekendul ăsta, care am domiciliu în municipiul Brăila. Și e ceva la Dudeș, la Ciocile, la Mușoviț. Nu plec de aici că fac două ore până acolo, până vine și mai ia echipajul, până nu aduc. Inspectoratul de poliție Vrancea. Da. În fața mausoleului, două echipaje. A chemat DSVS-ul. Și a venit exact în liber și a venit. De ce oare aici pe Brăila nu se întâmplă același lucru?
Poliția asta mi-a spus. Hai să întrebăm, avem cazuri, da? La Slobozia, domnul direct. La Slobozia, ce aspect? În localitatea Ciochina, poliția a depistat. Noi l-am văzut, poliția l-a oprit, l-a dus la... La Brăila nu se poate. Asta nu se poate. Nu cred. Deci, toți angajații care sunt aici, o să-i prezint, da? Cu salarii, cu activitate, cu bani cheltuiți. Mă, ce face omul? Că uitați, uitați-vă la un coleg al dumneavoastră care are documente în care e GDPR și E67. Nu, eu am filmat documentele, da? Date cu caracter personal, omul și le-a pus pe Word. Eu le-am filmat și le fac publice. Pentru că omul acesta este un neprofesionist. Omul care am avut de-a face pe data de 10. Uitați-vă pe bordul mașinii al dumneavoastră, al DSVSA, să vedeți documente oficiale, da? Lăsate de iberiște. Omul ăsta n-are ce să caute în sistem, să se ducă în casă. E în fața aici mașină, da? Eu comunic conducerii și... Firma respectivă care are datele respective, noi o contactăm, da? Și spune, uite domnule cum își bate joc un angajat al DSVSA-ului Brăila, datele dumneavoastră, le face publice. Uite, eu le-am filmat, ce fel e problemă. Dar eu m-am convins de această instituție. Pentru sesizări în weekend, și asta vă repet, nu există să nu fie medic oficial desemnat. Putem suna noi ca cetățean direct sau doar poliția? Nu, și oricine. Și noi și poliția. Nu speța asta de conjunctura cu infrânguna aceea cu păsările. Și am probleme care... Ca să trebuie să ne avie... Da. Oprește și asta, da. Deci eu vă spun că am găsit sunați la sediu aici, imediat firma de fază. Aici aveți cu centrală. Vă informează. Pe 101 am intrat. Da. Și la 101 nu răspunde nimic, sâmbătă și duminică. 101. Nu răspunde care nimic. Care e telefonul? 610689. 0239. 610689. Și interiorul 101. După ora 7. Ți-a zis, mă, 610689-0239 06-89-61-0689 și interior 101. Automat, după, nu mai e niciun interior. A, automat, direct. După ora 17, da? Când noi terminăm programul, centrala automat trece pe apelul. În restul e 101. Și poartă birouri care vrem. Păi nu cu 101, ăsta dacă sunați acum, vă răspunde secretara. Perfect. Dar după sâmbătă și duminică nu, vine aici. Sâmbătă și duminică vine aici, sau în zilele lucrătoare, după ora 17, apelul e redirijat din centrală pe poartă la firma de pază. Hai că am văzut domnul Peltea, eu o să merg acum la vama. Întâi vă rog frumos să-mi cereți permisiunea să vă filmați. Cred că abota a consumat acolo. Băi, vă ta furul, uite-mă vă ta furul. Domnule, eu mă refer și dumneata. Cum poliția, domnule, vă frumos să înțeleați. Fără ca să primească o urmă. Și ulterior, deci, se știe cum... Ce te fac? Cum arată vă? Are 610.000 de euro ăsta. Îi favorizează... Băi, îi favorizează... Cum că la mine? Ce înseamnă să fii vă ta? Și azi, dă-te mai departe, că să nu s-a arătat în spăduție. Nu mai mă filma, că mă superi, nu mai mă filma. Și toată te superi ce? Păi nu mai mă filma, că trebuie să-mi ceri acordul ca să mă filmezi. Nu. Bun. Împăr bagajul ăla. Te faci de râs. Da, domnul doctor. Se identificați dumneavoastră? Nu, doctor profesorist. Ne-au prezentat cuii pe care i-am dat. Și zice, mergeți de România. Verificați și numărați pui, cântăriți în pui, da. Dacă m-a păcălit sau nu. Nu, o să vă rog să mă însoțiți la DSV ca să vă fac azi confiscare și să vă iau pui. Da. Păi trebuie să-i confiscați. Da, da. Păi noi de aia și da, da, să-i desfim despăgubiți. Avem rugămintea, păi, avem rugămintea. I-am plătit. Să numărați pui de vale, da, să filmați. O să intre și atunci. În urma sesizării dumneavoastră. O să se intre și atunci. Acum, nu plecați de aici. Acum, păi solicităm. Dacă veniți mâine... Nu o să mai găsiți nimic, domnule. Dacă el acum nu vă lasă, domnule, vreți să-l salvați cumva? Nu-l salveți pe nimeni, eu am venit. Puneți, domnule, vă solicităm asta, sper să vă puneți mâine. Nu sunt în aer liber și nu vreau să-i fac. Deci, în urma sesizării dumneavoastră, domnule Jean. Că sunt am ascajuns? Da. Puteți să faceți ce vreți dumneavoastră. Da. Bun. În urma sesizării dumneavoastră, noi vom începe un proces verbal de constatare. Domnule, vă rog frumos. Da? Omul are mai trebuie să pormați casa sau nu? Da, deci sancționați. Uite că rugați. Omul a spus că n-are îl favorizați. Nu îl favorizăm pe nimeni. Ah, am căcat. Să am vrut să fim mai operativ, să vină să vadă. Nu, că nu face. Ei, casa sau nu se mută. Bătaful domnule, dar de ce mă jignești dumneata pe mine acum? Cu ce ți-am greșit eu ție să mă jignești? Nu,
Dar nu pentru ce, dar pentru ce mă faci bătaf acum? Pentru că dumneavoastră nu respecti legea. Vă rog frumos să vă puneți masca. Am tot, care e 55? O să-și pune masca. Nu, nu vă întreb, am tot care e 55. Vă o să vă sancționeze cu dumneavoastră, domnule, 100 de milioane. O să vedeți că vă sancționeze. Cu 100 de milioane? Bun. Serios? Vă rugăm frumos să avem un comportament și un dialog civilizat. Dar ce am săvârșit eu de mă sancționez omul pe mine cu 100 de milioane? Nu am săvârșit. Du-te la ferme! Du-te la ferme! Uite cum ai plasă! Vă rugăm să ne lăsați pe poliția să prelui. Da. Să rugăm să ne lăsați. Să fie nu zici nimic. Nu zici nimic. Și cu dânsă și cu proprietarul. Da? Proprietarul mi-a dat mănuțul. Mi-a luat mănuțul. Să ne prezentați la genul. Poate ți-a dat un avit și ne dați la genul dumneavoastră. Să ne urgem. Da, o să ne dăm chită de mai departe, de mai departe. Ei vom pui. Ce se întâmplă? A luat flangărdăța. Nu te știu pe aici. Uită camera. Nu, eu am filmat, mă așteptam că fac chestia. Cameră. Păi ori suntem serioși? Păi am spus că... Dar nu sunt serioși, nu. Păi așa au spus că... Bă să iac, bă să iac, mă bă să iac, mă primare. Uite mă, prietene, lumea tale. Avea aici una lui. Și aici? Ui. Și aici? Aici încurca și trotarul. Uite mă, a fost, uite, tabla aceea prinsă, fii atent. Tabla aici, da? Da, tabla nu e problemă, se vede. Scria mare vândă pui, da? Și a zis că e afacere de familie. Ia. Dumneavoastră, comercializați afacere de familie. Este afacere de familie. Bun, cu cine putem vorbi? Uite, patronul, unde se este? Ufi, fost poliție, dar să fie angajat, că de unde mi-a adus puiul? Adică zicea domnul. Dumneavoastră l-ați cumpărat de la... De la i-a întrebat-o dacă a vândut sau nu a vândut. Și domnul... Dar ce vă frate, ești de la secția de poliție rurală, avem și o patru care se la poliție. Avem o sesizare, precum că... După a venit însă nu avea mască, domnule. Legea 55. Dumneavoastră ați fi vândut pui. Și nu avea mască. Da? Păi nici bătă. Deci cum ceva, eu nici n-am voie să port mască. Știu. Toți n-aveți voie. Vreți chiar document când n-am voie să port mască? Vă rugăm frumos să aveți un comportament decent. Imoia cu mine cu destea cu mască. Uite ce frumos vorbește. Frumos, acum uite ce frumos vorbește, comportament decent, bravo. Bravo, domnului polițist. Bun, în baza la ce vindeți dumneavoastră? Dacă vreți să stau de vorbă, bănuții. Am înțeles. Domnule, vă rugăm frumos, lăsați-ne să ne facem. La poliță, veniți și vorbim în cur. Are ceva de ascuns de evazionistul. Vă rugăm frumos, veniți aici. Dumneavoastră, vă rugăm frumos să ne lăsați. Sigur. Uite camera, ai băgat acolo, uite camera și nu vrea. A funcționat. Ce funcționează? Să solicite DSL-ul. Colegul că îmi verifică pe ce rugăminte am? Dacă dânsul nu are camera aici, eu să fiu a doua cameră cu sunet. Aveți obligația camera să fie aici. O să vină și dânsul. Hai, coleg. DSL-ul l-ați anunțat, da? Este pe drum, l-am anunțat. O să vină ca să facem verificările. Și când domnul omul ăsta, ăsta încalcă directiva numărul 1, încalcă ordinul președintelui de SNS a numărul 14. 2014. Da. Ce știți? Deci vă rugăm frumos să vă intervenim. Deci ați dat de acolo. Vă rugăm frumos să ne lăsați să vă facem.
plecat cu camera. Suntem noi, trebuie să... Dumneavoastră trebuia să verific, așa de-o spun. Da, deci... Ce-o zici, care... Avis? Fii atent. Este. E matriculat. Este. 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 Să știi, ridic o dronă și imediat îți văd situația. Nu minți poliția, poliția română este un brand. Poftiți, da. Ce vă zic? Toată asta, persoana aceasta care m-a întâlnit. Deci omul nu este autorizat de SVSA. Mie nu mi-a dat aviz interjudețean că sunt din Prahova. Nu mi-a cerut niciun document, nu mi-a dat factură. Nu mi-a dat certificatul de bunăstare al păsărilor. Nu mi-a dat pur și simplu o pasăre care da, să nu trebuie să dea nimic, nu trebuie să-ți dea pui, pentru că interzis. Nu trebuia să-mi dea pui. Asta e. E timpul bagaj. Să filmeze camera, acolo. Să filmeze ia, camera. Ia, haideți cu camera, haideți cu camera să vedeți pui. Și aici era plancarda, are și cameră, o să zic. Și-a spus, și-a spus că are și 500 de grame. I-a lăsat un sublin așa, da? Stai, da, ia, hai, hai, imediat, imediat. Imediat, ia mâna, ia mâna. Iată, pui porumbăcii, săragii, porumbăcii. Scoate-l, scoate-l. Dacă ăsta are 500 de grame... Scoate-l, uite, așa a spus. Dar eu nu mănânc. Are 500 de grame. Pune-l, pune-l aici, pune-l aici, pune-l acolo. Ia uite-l, 10. Mi-a luat 100 de lei. Și nu mi-a dat niciun act, eu sunt o proprietar, proprietar. Haideți, domnule, trei hale, așa cum sunt. Să curățăm de colegiul 55 și pe omul și pe omul. Care, toată lumea are tăcuri. Domnul de sână. Dați cu posuiul, că nu știi tu busuie cu costică? Nu știi tu costică ce face omul ăsta? Că omul acesta se contaminează, că nu respectă nicio ordonanță. Eu tăie și angajat, omul. E angajat. Ce să mă? Ești angajat? Ce să mă? Angajat? O fi angajat, nu? Olteanule, bă, nu-i la iteme, deci, Olteanu? Vă rugăm frumos ca să nu jignim. Noi, da, nimeni. Dar ce-am făcut noi jignim? Păi vă vedeți public, domnule, pe tăcinea. Ce vreau la vă? Vă trebuie un comportament... Ce comportament? Dar ce-am făcut? Eu n-am jignit. Camera a zis. Nu, doar v-am pus în vedere, nu. Da, sigur, sigur, sigur. Nu, doar v-am pus în vedere. Nu jignesc, decât că omul acesta nu este autorizat de SV. Nu mi-a dat aviz interjudețean că sunt din Prahova. Dar nu, nu dumnealui eliberează ci avizul interjudețean. Medicul veterinar, dar dacă nu e autorizat... Nu, direcția sanitar-veterinară, păi solicită... Da, medicul veterinar... Solicită... 0749-22090, numărul meu de telefon, Gianna Harry Florin. Dragii mei, sunați, anunțăm autoritățile. Ia că te că se poate. Poliția a fost obținută, domnul Busuio, primar, Coster, Costică, n-a vrut să vorbească, să vorbește cu noi. Așa, da, băi, să mergem la primărie, că a văzut câte case, câte mașini are. Băi, să așteptăm să vină... Eu nu cred că nu vine DSVSA-ul. Da? Deci ori să vină cei de la Direcția Sanitară Veterinară, care vor proceda în continuare. Să ne numere puie, să ne cântărească, vreau să ne cântărească, dacă are 500 de grame. Trebuie să rămână în primărie. După urmă trebuie să-mi dați bănuții. Să-i putem pe acolo, care Ai fost polițist, domnule? O fi fost polițist? Nu știu, umblă un zvon.
Nu știm, da. Umblă un zvon că omul ce care să ce facă. Deci așteptăm, da, am anunțat, cum îl cheamă, mă, pe ăla care era, a sărit să ne bată cu tot acolo. Petrovici, Mihai. Dragă cameră, am fost la Petrovici. La Însureței. Și la Însureței să vinde, să vindează pui. Bă, s-a dat directivă. Pentru ce, pentru ce s-a mai dat, domnule? Mai la ce se mai... Nu știu. Mai bat capul... S-a vândut. Da. Ia-ntoarce către mine. Ministru, ministru de interne, președintele ANSV Seaului. Cei care sunteți ilegali. Ia. Care sunteți ilegali? Bă, în România, țara noastră dragă, cu ajutorul poliției, nu veți mai cumpăra foi, pui, cu dubițele. Sunt forme... nelegale. Dacă aveți acte și toate astea, vă susțin. Și plătiți și bani la buget, bani eliberând, la buget, eliberând acum, bonuri fiscale acum, și facturi. Fii atent, domnii polițiști, atunci, nu poate să beneficieze de salariu, exact, de la domnul... De măriri, de dotări, de mașini, de bani, de spitale, grădinițe. Am anunțat poliția locală de în comună de aici, am vorbit cu poliția locală și n-a venit. Adică legea 155/2010 spune în risc epidemiologic că suntem colegi cu poliția. Bă, nu știești, mă, coleg. Faci tu niște cursuri. Omul ăsta a făcut... Da, da, e adevărat. ...doi ani curs de polițist? Da. Doi ani, da? Colegi, colegi, da. Ați făcut 2 ani sau 6 luni? 2 ani, la Câmpina, la... Nu, să mai fă, la Sibiu, cu asta tot. Nu contează. Și vine un polițist local, îi plătește primăria școală, bă. Și pe noi le-am sunat la poliția locală și de ce nu vine, domnule? De ce se întâmplă? Hai că mă, și poliția locală. Asta nu e ANP, nu e, e transportatorul ăsta. Da, da, da. Mașini parcate pe trotuar, nu ai nicio treabă. Adică, eu vă întreb, mi se pare normal trotuarul să fie așa, ia uitați-vă. Eu 295, se încalcă sau nu se încalcă? După cum le v-aș putea. Adică, nu când am uitat cum iau cetățenii, așa, așa, cum vă se numită, cum vă ducea. Să încalcă o de 195, da sau nu? De ce se întâmplă în România? Toate neregulile? Eu mă întreb pe poliție, domnule, o de 195 este încălcat? Una, două, hai și da sau nu? Eu nu fac ce să mă întâmplă. Da, știți, eu vă este, da? E și pe poliția locală? Ce pe asta? Eu nu mai văd de legea 12. Eu m-a păcălit, domnule. Și nici de legea de 2 pe 20 și ca protecția consumatorului. Dar dacă nu am bun, un reglam. S-a drogat. Asta am spus. Asta am spus. Adică v-a luat un drept care totuși mai făcea ceva. Acum v-a trimis la odihnă? Da, a apărut o lege. În 2020, când protecția consumatorului spune, vă rezolvăm noi. Știi cum mă duc la protecția consumatorului? Că nu am bun. Ai bun? Nu. Nu cauți la noi. Nu mai te ajut nici eu. Am o mașină toată, mă duc cu ciobite. Asta mi-e cum spuneam, băi cocodace. Ăștia care cumpărați voi mașini și pe urmă cumpărați găini. Pui, rațe, gâște, ce dracu mai găsit? Nu să mai cumpărați. Nu să mai cumpărați. Dacă legal. Și vă ajut, promit, vă ajut să vă faceți acte. Toți cei care sunteți râni, și care știți că sunteți prieteni cu mine, da? Veniți, fraților! Chiar dacă sunteți prieteni cu mine, legea e lege. Busuioc la mizil, busuioc aici. Șef de poliție la mizil, șef de primărie aici, busuioc. Chiscan e localitatea Vărsătura, da. Așa, da? Bă, numai fii atent. Acolo busuiocul la noi, bazilicul mi se spune, busuiocul la noi, șef de poliție, da? Este bun, verde. Aici este veștejit sau uscat. E el, primar, nu știu așa, dar dacă intrați, dragii mei, pe declarația lui de avere, vă vedeți, e un om harnic. Are declarație cu terenuri multe, cu case multe, până nu știu, mărțoage, dacă are. Și am venit aici, omul spune că e afacere de familie. Dacă ne ducem cu o muscă care noi ne avem bine cu ea, și vorbim cu musca, spunem, băi, cu cameră, ia uite, are cameră. Poți să ne spui și nouă câte hale sunt aici? Ce-a zis, mă, hala 3? Hala 3. Adică... O mică afacere de familie, cu hala 3. O mică afacere de familie, în hala 3. Pe unul și pe doi a sărit-o. A zis, unul e bucătăria, doi e sufragerie, trei baia de pui.
iar unui mijlocitor adică de a, iar unui toți... iar unui mijlocitor de afaceri, da? DSV-ul Brăila, da? Îi refuza să elibereze avizul interjudețean de la de la Brașov, deci Brașov. Ție. Unui mijlocitor de afaceri, reprezentat de mine, da. Băi, eu l-am spus așa. Da. Tot DSV-ul ăsta. Dacă nu se spune lăbuța la treabă. Conform legilor. Îi așteptăm să vină omul. Conform legilor. Să nu-și mai bată joc de noi cum și-a bătut la în Surăței. Unde l-a salvat pe Petrovici. Da? N-a numărat tăpuii. N-a făcut tot ce trebuie. Amenda. Mare. L-ai salvat? S-a făcut, mă, imediat, măi, ăsta, mă, măi, medicul ăsta care tu l-ai descărpinat în cap. Păi eu anul trecut am făcut o reclamație în acest sens, către DSVSA, precum că Petrovici Mihai comercializează în mod ilegal păsări vii și nu am primit răspuns nici până în ziua de azi. Deci, unde ai dus în pandemie? Deci, de anul trecut. Hai să oprim. Da. Oprește. Vătaful, Brăila! Domnul Vătaf, dumneavoastră sunteți Vătaful Brăila, așa spuneți. De ce vorbiți dumneavoastră așa? Nici nu mă ia dați-i amendă, domnule, pe legea 55. Bun. Îl favorizați, vă rog frumos, prima dată. Dați-i amendă că e transpirat. Bun. Pe legea 55. De ce avem o sesizare așa? La dragii mei. Întâi vă rog frumos să-mi cereți permisiune. Eu cred că a băut, a consumat alcool. Ce se întâmplă cu omul ăsta? Băi, Vătaful, mă, uite-mă, Vătaful. Domnule, eu mă revolt cu dumneata. Cum poliția? Domnule, vă rog frumos, sancționați-l. Da. Și eu te văd cum arată, are peste 10.000 de lei omul ăsta. Îi favorizează, băi, îi favorizează. Ce se uită la mine? Ce înseamnă să fii Vătaf? Și dă-te mai departe, că sunt sară transpiranței. Domnule, nu mai mă filma, că mă superi, nu mai mă filma. Și dacă te superi ce? Păi nu mai mă filma, că trebuie să-mi ceri acordul ca să mă filmezi. Nu. Nu. Bun. Nu. Împăr bagajul acela. Te faci de râs. Da, domnule. Să identificați dumneavoastră. Domnul doctor profesorist. Le-au prezentat cuie pe care i-am... Și zice, merge prost în România? Verificați și numărați pui, cântăriți în pui dacă m-a păcălit sau nu. Nu, o să vă... Vă rog să mă însoțiți la DSV ca să vă fac actul de confiscare și să vă iau puii. Da. Trebuie să-i confiscăm. Da, da, da. Da, 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 ce rugăminte avem? Avem rugămintea, avem rugămintea să numărați puii din hale, să filmați. O să intre da? Și în urma sesizării dumneavoastră. O să intre și acum, nu plecați de aici. Acum să faci. Că dacă veniți mâine... Nu o să mai găsiți nimic, domnule. Dacă el acum nu vă lasă, domnule, dar vreți să-l salvați cumva? Nu-l salvez pe nimeni, eu am venit. Puneți, domnule, masă. Vă solicităm măscuță, sper să vă puneți măscuță. Sunt în aer liber și nu mu să-i fac. Deci, în urma sesizării... Ce facem, domnule, cu el? E în aer liber? Poți să-mi dau masca jos? Puteți să faceți ce vreți dumneavoastră. Da, e în regulă. În urma sesizării dumneavoastră, noi vom întâmpla un proces verbal de constatare. Domnule, vă rog frumos, omul are mai trebuie să por masca asta sau nu? Deci sancționați-l, nu că vă rugați. Omul a spus că n-are, îl favorizați? Nu favorizăm pe nimeni. A încălcat legea 55? Să fie operativ, să fie nu, că nu fuge. Ei, casa asta nu se mută. Vătaful este favorizat de poliție. Pentru că dumneata... Cu ce ți-am greșit eu ții să mă jignești? Nu, dar nu te-am jignit. Dar pentru ce mă faci Vătaf acum? Pentru că dumneata nu respecti legea. Da. Să vă puneți masca. A încălcat legea 55? O să-și pună masca. Nu, vă întreb, a încălcat legea 50? Da, da. Îl sancționați? Urmează să vă sancționeze pe dumneavoastră, domnule, 100 de milioane. O să vedeți că vă sancționeze. Cu 100 de milioane? Bun. Serios? Adică vă ce? Rugăm frumos să avem un comportament. Dar ce am făcut? Omul mă sancționează. Dar ce am săvârșit eu de mă sancționează omul pe mine cu 100 de milioane? Du-te la ferme! Du-te la ferme! Uite cum ai tras! Ia uite cum ai tras, omule! Ia uite cum ai tras! Domnule, iată cum a tras omul ăsta, uite cum a tras omul acesta. Ei, uite, eu sunt aceea, dar nu poate să dea peste mine. Am fost aceea. Eu tot, tată, guvernul României, o fi am așa... Dar ce are? Are mai multe numere? Ce are omul ăsta? O să vedem ce sancțiune o să dea omul acesta. Deci la cum se comportă omul acesta, tind să cred că îl favorizează pe ăsta aici. Am văzut. Ia uite ce murdare e mașina la om. Băi, Mihai, ai încredere în omul acesta? Eu nu am încredere în el. Eu da. Eu nu. Eu da.
N-are mască omul deloc, deci e clar că el pe unde umblă n-are mască, omule. Deci el n-avea mască deloc, pe unde s-a dus. Nu port mască pentru că am privilegiat foarte mare copii. Ce-a zis, mă, că are de, de boală și el? Dar e la muncă? Toată lumea se îmbolnă. Ce-a zis, mă, că are de la alt de medical? Toți, mă, se îmbolnăvesc. Mă dau mai departe să nu sară la mine. Domnule, n-are sa 500 de grame. Ia filmat. Ia filmat, domnule, stai liniștit în mașină. Domnule, s-a filmat. Noi nu am transportat. Într-un mijloc de transport te-ați transportat. Unde, domnule, am așteptat așa poliția ca să nu-mi ia. Să nu-mi ia. Să-i transporti de la punctul. Nu mă vrea să-ți amenzi. Amendeze, mă! Asta a spus omul! Vrea să ne amendeze, vrea să ne amendeze, căci că am transportat, așa a zis cu tupeu, că ne-am, vă dau eu amendă, că nu ne-am transportat. Cât știam că vrei să faci așa, tovarășu, vătaf, să ne dai amendă că am transportat. Nu, n-am transportat, n-am plecat, uite de aici! Dragii mei, ce... Domnule român, mă exprim conform Constituției Române, ce tupeu are acest om? Ce tupeu are acest om? Transportul de păsări cu mijloci de transport neautorizat. Dar n-am plecat! Unde ați văzut dumneavoastră transportul? Acum ne-ați văzut? Păi unde? De unde i-ați luat, domnule? De ce? Da? Ce a spus în mașină? Pentru ca să nu-mi ia înapoi! Ca să oamenii care sări să mă bată! Dacă e la o treabă, să mă agreseze! Cum vii dumneavoastră? Cu agresiunea dumneavoastră? Eu dă-mi amendă, domnule. Eu ce treabă am cu agresiunea dumneavoastră? Scoate procesul verbal și dă-mi amendă. Ce treabă am eu cu agresiunea dumneavoastră? Domnule, eu v-am chemat să rezolvați problema. Da, păi și tocmai că vedem... Da, ai venit să mă amendezi pe mine că am făcut transport ilegal? Nu, ați început să mă jigniți. Cu ce? M-ați făcut vătaf. Sunteți un vătaf. Bun, pentru că deci nu purtați mască. Deci nu i-am venit cu o problemă. Vă rog. Haideți ca să nu ne abatem de la problemă pentru care am constate, domnul. Da, noi. Dragii mei, doamne mei, omul a spus că vă amendeze pe voi, adică chestia asta, da? Deci omul acesta a venit cu un gând să ne amendeze, eu mă dau mai încolo și vorbesc și mă exprim. Omul acesta, din secret, eu, pot să zic, o l-o proteja, banii mei, bănuții mei, el la el. Nu rasa, pentru că oamenii nu mă interesează rasa. Și ce treabă are medicul veterinar cu rasa care nu a supărat dumneavoastră? Dânsul poate să zică ce vrea. Dar nu am treabă cu chestia asta, eu am venit pentru altă problemă. Greutatea, așa spus. Zi exact ce trebuie ordinul pe aștept. Când se cumpără un produs de la cineva și sunteți medic, mi s-a spus așa că are 500 de grame acest 500 de grame. Are? Asta nu pot să zic că are 500 de grame pentru că nu are. Pentru că nu are. Eu nu mă interesează. Interesul nu mă interesează. Nu interesează-mă pe el. Dumneavoastră i-ați luat de la un cetățean care comercializează așa ceva și o să verificăm și avea plan card de și aici. Și problema și asta. Acolo. Când vrei să-mi dai amendă că am transportat puiul. Urmați dumneavoastră va verifica și ce vor face verificări în cauză. Dumneavoastră trebuie să verificați acum. Acum. Nu e adevărat acum cu poliția că dacă plecați spune că nu a avut puiul în hală. Dumneavoastră îl protejați. Cu camera, uitați, camera poliției, mergeți la hale. Îngrădirea să vă dea drumul este de la 40.000 de lei la 60.000 de lei amenda. Dumneavoastră încălcați ordinul 14 al președintelui DZVSA din 2014. Așa. Dumneavoastră vă faceți răspunzător că îl favorizați. Așteptam și știam despre dumneata că așa faci. Faptul că... Pe cum? De unde știu? Că tu știam. Știam că o să fii dumneata, de domnul Vătaf. Da, de unde uite, ai obligația în ordinul 14? Dar de unde știi dumneata că vin eu? Păi n-am vorbit cu doamna doctor. Cu care doamna doctor? Dar nu mai contează. Cum nu contează? Păi nu, nu mai vreau. Cu cine ați vorbit, domnule? Nu mai am convorbirile tot. Cine? Ce facem omul ăsta? Ne se interesat cu-s datoria, domnule. Intră în curte la el. Păi eu n-am, nu pot să intru, nu sunt... A, nu puteți? Domnule, dar eu am mandat judecătorie. Nu e adevărat, domnule. Nu sunteți autoritate. Uite, a venit proprietarul. A venit proprietarul. Uite, a venit proprietarul. Sunteți inspector. A venit proprietarul. Nu am drept să intru în curtea nimănui. Deci fără acordul dânsului. Nu am drept. În baza unui, unde doar în baza unui. Nu, mai, nu vă pronunțați. Ordinul 14 spune deci, clar. Dumnealui a spus că este o afacere de familie de vinde pui. Că hale. Funcționează accesul autorităților. Deci dacă... Atunci să vină cu mandat judecătoresc ca să intri în curtea omului. Dincă, ca la dincă, mă. Omul vinde pui și ca la dincă. Omul ăsta a venit să ne amendeze pe noi. Când am plecat, am transportat pui. Omul așa a spus, las că vă amendez, omul.
Așa ne-a adus el pe noi în asta. Cine? Cine? Păi nu vin eu acolo. Nu vin eu la DSVSA-ul ăla. Cum vă numiți? Vreau să văd. Cum vă numiți? Nu vreau să spun. Arată legitimația, că ești mata, cine ești? Domnule doctor. Cine ești dumneavoastră să mă legitimezi? 40.000 la 50.000. Eu tot, frate, mă legitimează pe mine, domnul Botaș. Eu până acum nu cred că este doctor. Siguranța alimentară. Ia zi. Da, puse controlul sanitar veterinar și pentru. Băi, oprește-te. Oprește-te, nu mai citi omule, că el trebuia să știe. Aveți de reclamații, domnul. Deci, v-a permis, da? Filmați și numărați fui în hale. Omul acesta nu știu de... Oprește-te! Omul acesta nu mă legitimează pe mine, dar nu știu dacă este medic veterinar. În conformitate cu ordinele muncii, dumnealui când pleacă pe teren, trebuie să aibă un ecuson. Deci tupeul pe care îl are, că a venit să-l salveze. Mă întreabă cine sunt. Pe cine ești, mă, ta? Deci aici ați numărat 10 pui. 10 pui. Deci tu pe mă, bătim să... Dragii mei, suntem în 10.07, luna mai. S-a dat o directivă pe toată țara. Pe toată țara. Deci vă dați seama... Bună ziua, numele meu este Geană. Alexe Laurențiu, din cadrul secției 2 Poliție Rurală, colegul meu. Vă aducem la cunoștință faptul că sunteți înregistrat audio-video. Doamne, ce-mi plac oamenii profesioniști. Știți de ce? Mă mir, omul, inclusiv panoul l-a desfăcut de aici. Panoul care arunța cu pui. Haideți să vă arăt, uitați legitimația mea. Da? Vă rog să prezentați. Nu mai. Aici s-a aflat un panou că vinde pui. Da. Aici s-a aflat alt panou că vinde pui. Dragă cameră, 10 mai, am cumpărat pui. Ați primit directiva numărul 1? Da. Vreți să vă arăt eu că oamenii aceștia nu sunt cinstiți. Deci, și sunt evazioniști? Da, da, spuneți. Deci s-a întâlnit că este conform Comitetului pentru Situații de Urgență, din data de 7 mai, este interzisă comercializarea animalelor. Ta-da! Vinde pui! Adică, poți să iau și 200, și 500, unde? Și filmează cu a doua cameră, așa. Unde este? Puii sunt la mine, dar omul e și evazionist. Omul e evazionist. Da. Nu mi-a dat? Bun. Nu. Deci dumneavoastră ați am venit, i-am dat bănuțul. Ați văzut anunțul în poartă? L-am văzut în poartă. Da. L-am văzut acolo care a blocat trotuarul, are și cameră. O fi având dosar de valoare de respect, domnul mi-a dat puiul. Bun, vedem să ați găsit, da? Nu, și cum un domn care a plecat cu mașina? O fi fost polițist? Nu știm. La numărul 2. Dar de ce ați luat panoul ăsta de aici, domnul? Bună ziua. Vă rugăm să ne lăsați pe aici. Vă lăsăm. Vă rugăm frumos. Da. O fi angajat? Ia. Ia. Lasă-l, oprește, tu nu zici nimic. Nu zici nimic decât mă când îți spune. A plecat. Dumneavoastră cu cine ați vorbit? Și cu dânsul și cu proprietarul. Cu proprietarul mi-a dat bănuțul. Mi-a luat bănuțul. Da, hai să ne dăm chiar dă-te mai departe ca să-mi audă. Dragii mei, această directivă dată, ei vând pui, nu-i nicio problemă. Ei vând pui, ce se întâmplă? A luat la îngărdăța. E tot camera. Nu, eu am filmat, mă așteptam că fac chestia. Camera. Păi eu sunt serios. Nu, dar nu sunt serios, nu. Păi așa au spus. Bă să iau, mă. Mă primare, mă. Uite-mă, prietenii lumea tale. Da? Avea aici un anunț. Pui. Aici încurca și trotuarul. Uite-mă, a fost, uite, tabla aceea prinsă, fii atent. Tabla aici, da? Tabla aici. Scria mare vândă pui, da? Și a zis că e afacere de familie. Ia. Dumneavoastră comercializați pui? Domnule, afaceri de familie. Afaceri de familie. Este afacere de familie. Bun, cu cine putem vădui? Uite, patronul, dânsul este. Da? O fi fost poliț, dânsul o fi angajat.
adică dânsul mi-a adus puiul, adică îi zicea domnul, aduceți puiul. Ați cumpărat de la... I-a întrebat să dacă a vândut sau nu a vândut. Și domnul. Ei, dar ce vă spune, nu știu pomnică ăsta în cazul ăsta, că nu vezi la secția 2, Poliție Rurală, agent șef al jurului Calixe Laurențiu Dăvulez, avem o sensizare, precum că dumneavoastră... Când a venit dânsul, nu avea mască, domnul meu. Legea 55. Ați vândut puiul. Și nu avea mască. Da? Păi nici bătă. Deci cu ceva nici n-am voie să spăl mască. Știu. Toți n-aveți voie. Vreți să iar document când n-am voie să spăl mască? Vă rugăm frumos să aveți un comportament decent. Îmi o ia pe mine cu de-astea cu mască. Uite ce frumos vorbești. Vă rugăm frumos să acum vă. Uite ce frumos vorbești și comportament decent. Bravo. Așa. Bravo, domnului poliție. Bun. În baza la ce vindeți dumneavoastră? Putem în dacă vreți să stau de vorbă. Băluții. Am înțeles. Domnule, sunt parte păgubită. Să ține să ne facem la poliție. Veniți și vorbim în curte. Are ceva de ascuns evazionistul. Vă rugăm frumos veniți aici. Dumneavoastră vă rugăm frumos să ne lăsați să discutăm. Dar nu discutați. Și să nu interveniți în... Nu, da, discutați. Să, da. Vă rugăm frumos. Domnule, s-a țâmpit domnul cu camera, de ce a plecat acolo? Domnul, camera. Domnul, m-ați anunțat camera. Domnule, încălcați prevederile cu camera audio-video. Înregistrați pe audio. Uite camera, e băgat acolo. Uite camera și nu vrea. Camera. Și funcționează. Colegul meu îl verifică pe ceea... Ce rugăminte am? Dacă dânsul nu are camera aici, eu să fiu a doua cameră cu sunet. Aveți obligația camera să fie aici. O să vină și dânsul. Hai, coleg. DSVSA-ul l-ați anunțat, da? Este pe drum, la mână. Am înțeles. O să vină ca să facem verificările. Și cum, domnule, omul ăsta încalcă directiva numărul 1, încalcă ordinul președintelui DSVSA numărul 14, da. 2014. Bun. Dacă e cinstit, ați dat, da. Domnule, dacă ești cinstit, deci de ce ai dat panoul de acolo? De ce ați dat de acolo? Toate. Vă rugăm frumos să ne lăsați să ne facem... Momentan nu v-ați făcut, dânsul a plecat cu camera. Dumneavoastră trebuia să verifică și dânsul cu camera să facă. Da. Deci eu am documente de pus la prima. Ce uzuci care aviz? N-are nimic, eu sunt ce care documente. Directivă. Ia fi atent. Fii atent. Ia uitați remorca. Ia. Stați să vedem remorca dacă fi. Oamenii sunt corecți. Vreau să o văd. Uite, tata, așa trebuie să arate remorca. Cu stop, cu număr, cu de toate. Ia. Am înțeles. Dumneavoastră gestiuneți acum tot. Cetățean care are ca hala 1, hala 2, hala 3. Cetățean. Sunt prezentat și mie un alt identitate. Dragii mei, oamenii aceștia mint și hala 1, hala 2, hala 3. E un cetățean. Nu mă face că îți ridic drona, să știi. Ridic o dronă și imediat îți văd situația. Da. Nu minți poliția. Poliția română este un brand. Știți, da. Persoana aceasta care m-am dat. Deci omul nu este autorizat de SVSA. Mie nu mi-a dat aviz interjudețean că sunt din Prahova. Nu mi-a cerut un document, nu mi-a dat factură. Nu mi-a dat certificatul de bunăstare al păsărilor. Nu mi-a dat pur și simplu o pasăre care să zică 500 de grame. Nu trebuia să-ți dea pui, pentru că interzis. Nu trebuia să-mi dea pui. Dumneavoastră unde aveți? Eu te-mi purbagaș. Îi am acolo. Ia, haideți cu camera să vedeți pui. Și aici era plancarda, are și cameră. O să zică... Un buletin să le dea și noi. Haideți să faceți cu camera, haideți să o luați cu camera, haideți. Arată, să deschidem pui. Da. Cum se deschide? Da. Gata. Iată, băi, să deschide. Iată, pui, părâmbă, ce săraci, părâmbă. Domnule, dacă ăsta are 500 de grame, îl... Dar eu nu mănânc. Dragii mei, ia uite-l. 10. Mi-a luat 100 de lei și nu mi-a dat niciun act. Eu sunt proprietar. Proprietar. Haideți, domnule, că ăștia ne îmbolnăvesc, că își bagi o dănici, că e afacere de familie cu 3 hale. 3 hale. Așa a spus omul. Sancționați-l, domnule, pe legea 55 și pe omul și pe omul. Care acte. Toată lumea are acte.
Dă-mi busuioc. Dă-ți cu busuioc. Ai, nu știi tu busuioc cu costică? Nu știi tu costică ce face omul ăsta? Că omul acesta se contaminează, că nu respectă nicio ordonanță. Eu ești angajat, omul. Ești angajat? Angajat? Da. O fi angajat, mă? Olteanule, bă, nu-i la ITM, Olteanu? Vă rugăm frumos ca să nu jignim. Dați-am pe cine a jignit, domnule? Păi vă vedeți public, domnule, ca pe cine a jignit. Ușor ăla acolo, că nu... Ce comportament? Dar ce am făcut? Eu n-am jignit camera, ați văzut pui... Nu, doar v-am pus în vedere, nu. Ce? N-am jignit. Nu jignesc, decât că omul acesta nu este autorizat de SV. Nu mi-a dat aviz interjudețean, că sunt din Prahova. Nu mi-e de nimic. Poftim? Nu, dumneavoastră lui eliberează, ci... Nu, medicul veterinar, dar dacă nu e autorizat... Direcția sanitară veterinară. Păi da, da, medicul veterinar... Băi, eu fac pamflet. 0749-220-090, numărul meu de telefon, Gianna Harry Florin. Băi, pui. Hala 1, hala 2, hala 3? Da, da. Că i-am transportat. De unde i-am transportat? I-am transportat pe jos. Da? Pe aici, în brațe. Da, la mașină. Deci, acolo doctor a spus deja că... Deci, am plecat aceea până acolo să nu ne ia. Până acolo. Da. Așa. Da. 10 bucăți. Pui zburați. Dar atenție, ei nu au 500 de grame, cum mi-a zis. O puiul ăsta n-are 500 de grame. Sunt nicio formă. Așa v-a spus că are 500 de grame? Da, așa mi-a zis. 500 de grame, mi-a zis. Se numește pui tineret. Deci el m-a și înșelat de două ori. Se numește pui tineret. Pui tineret? Pui tineret. O zi. Deci când e pui de o zi. Omul este specialist în așa ceva. Până la 3 zile. Se depășește. Atestat, acreditat, tot ce vrei. Sunt polițist, nu sunt. Corect, corect. Da, am chemat DSVSA. Deci pui zborat. Și acum la pui zborat, precizează că este colorat, că sunt pui pe carne albă. Vedeți că e colorat. Da. Adică, vedeți? Cam ce gramaj? Ăsta? Cât are? El a zis 500. Nu are 500, ăsta mai are de 300 maxim. Deci e o înșelătorie așa pe față și a spus că ia uitați, o să-i cerem și pe 300, dar are cameră de supraveghere video. Amenda la 40.000 la 50.000, deci refuzul de a, așa, de a permite accesul inspectorului. E 40.000, parcă. Da, sanitar veterinar, uite, și pentru prână, așa, așa, alimentul siguranțelor, așa, supuse controlului sanitar veterinar, da, și pentru siguranța alimentelor sau obstrucționarea autorității. Corect, da. Acestea, 400, deci... 40.000 de lei. 50, între 40 și 50 de mii. Amenda, între 40 și 50 de mii de lei obstrucționară, deci, și să nu-i lase, da? Da, dacă nu-l lasă, dacă nu permite acum, pentru că mâine, dacă vine, o să găsească halagoală. Halagoală. Deci solicităm... Deci dacă nu vă lasă, amenda de la 40 de mii la 50 de mii. Desigur. Așa spune. Refuzul de a permite accesul inspectorului autorității sanitare veterinare. Așa, Mihai, nu te lăsa, că te amenința cu moartea. Domnul Pândruț. Domnul Vali, domnul Pândruț, ne-a amenințat ăsta Petrovici. Bă, dar Petrovici e racheț? E din Rusia? Ne-a amenințat cu moartea? A sărit să ne bată. A sărit să ne bată. A zis că cocoșul nu mai cântă. Băi, domnule, ai văzut vreodată transport de găini păsări cu ambulanță? N-ați văzut? În România? O să o vedeți? Nu, e public. Unde-i domnul Petrovici? Iată cameră! Bau, bau! Dacă e soție... Dar e casă privată, mă! Și-a luat domnul cinstitul Plancarda, mă! Și de aici, răudită, mai Plancarda, mare, vândă pui! Și aici avea, fii atent, tot pomelnicul! A fost cameră! Nu, a fost o cameră pusă, răspund sigur. Sau poate un anunț, nu, publicitar. Nu, aia e o talpă și a fost cameră. De unde știi că era o lupă, ca și rasă, că e ca birsa acolo, înțelegeți? Dar, ca și de frânt, deci este, nu este tânere. Dar este așa ca și colorat, putem descrie, dacă vreau. Da, 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 în alb am zis colorat. Deci, adică, da, nu e acela alb de tar, cum sunt broile ăsta. Repetăm, omul este specialist în așa ceva, camera înregistrează, pe mine m-a convins, mă duc în toată România, ce are el, ce face el, toată lumea să facă.
toată lumea să facă, ca tine. Păi nu cum a spus ei că tu îi obligi pe ei să ia drativul. Da, zic eu. Ia de unde vrei, mă, băiatule. Ce ai, ai zis tu la cineva de vie, du-te la Bogos și ia de la Bogos. Dar să fie ca tine. Și Bogos să respecte legislația. Păi Bogos e primul care greșește. Hai, de-am spus, eu vreau pe Bogos să respecte. I-am spus-o și în telefon de nu știu câte ori. Să-mi numere puii, să-mi cântărească, vreau să-mi cântărească, dacă are 500 de grame. Da? După urmă trebuie să-mi dați bănuții. Are treabă. Ai fost polițist, domnule? O fi fost polițist? Nu știu, umblă un zvon. Umblă un zvon, omul ce care s-o ce față în vedere. Da, știu. Am vorbit și eu cu dispatch. Nu, am vorbit și eu cu DSVS-ul. Am vorbit cu DSVS-ul, da, da. Cum îl cheamă, mă, pe ăla care era a sărit să ne bată cu Cotcodacul ăla? Petrovici. Dragă cameră, am fost la Petrovici. Și l-am surățit să vinde, să vindează pui. Bă, s-a dat directivă. Păi să vin, pentru ce a dat-o? Mai la ce se mai... Nu știm. Mai bat capul... S-a vândut. Da? Ia întoarce către mine ministru, camera. Ministru de interne, dragi cotcodaci, cei care sunteți ilegal. Ia. Care sunteți ilegal? Bă, în România, țara noastră dragă, cu ajutorul poliției, nu veți mai cumpăra foi, fui, cu dubițele. Sunt forme... Dacă aveți acte și toate astea, vă susțin. Și plătiți și bani la buget. Bani la buget, adică acum, acum fii atent, domnii polițiști nu poate să beneficieze de salariu de la domnul... De dotări, de mașini, de bani, de spitale, grădinițe. Am anunțat poliția locală din comună de aici, am vorbit cu poliția locală și n-a venit. Adică legea 155/2010 spune în risc epidemiologic că... Suntem colegi cu poliția. Bă, nu știi, mă, coleg. Faci tu niște cursuri. Omul ăsta a făcut 2 ani curs de polițist? 2 ani, da? Colegi, da. A făcut 2 ani sau 6 luni? 2 ani, la Câmpina, la cum să mai fac, la Sibiu, pe asta tot. Și vine un polițist local, că îi plătește primăria școală, bă. Și uite, l-am sunat la poliția locală și de ce nu vine, domnule, ce s-a întâmplat? Am chemat și poliția locală. Adică, ăsta nu e Anete, ia. Nu e transportatorul ăsta. Mașini parcate pe trotuar, n-are nicio treabă. Adică, eu vă întreb, mi se pare normal trotuarul să fie așa? Ia uitați-vă. E o G195. Se încalcă sau nu se încalcă? După dumneavoastră. Ce ziceți? Adică mă gândeam, uitați cum iau cetățenii, așa, cum trece o mămică cu un cărucior. Să încalcă OG-195, da sau nu? De ce se întâmplă în România? Toate neregulile? Eu nu întreb pe poliție. Dom'le, OG-195 este încălcat? Una, două, aici, vă întreb. Da sau nu? Eu nu vă cer socoteală, vă întreb. Dar știți, dumneavoastră, că nu... Da. Poliția se ocupă. OG-195? OG-195, da. Este, da? E și pe poliția locală? Da. Și pe asta. Okay. Eu nu mai vă zic de legea 12. Când m-a păcălit omul. Și nici de legea 222/2010, că la protecția consumatorului. Dar dacă n-am bun, cum legea, reclam? Legea 12 o să știu. S-a abrogat. Asta am spus. S-a abrogat. Asta. Adică v-a luat un drept care totuși mai făcea ceva. Acum v-a trimis la odihnă? Da, a apărut o lege. În 2020, când protecția consumatorului spune, vă rezolvăm noi. Păi cum mă duc la protecția consumatorului? Că n-am bun. A spus, ai bun? Nu. Nu cauți la noi. Nu mai te ajut nicio. Am o mașină, tată, mă duc cu o, ciobite. Asta mi-e cum spuneam, băi cocodace. Ăștia care cumpărați voi mașini și pe urmă cumpărați găini. Pui, rațe, gâște, ce dracu mai găsit? Nu o să mai cumpărați, lasă-i în pace. Nu o să mai cumpărați, dacă legal. Și vă ajut, promit, vă ajut să vă faceți acte. Toți cei care sunteți râromi, și care știți că sunteți prieteni cu mine, da? Veniți, fraților! Chiar dacă sunteți prieteni cu mine, legea e lege. Busuioc la mizil, busuioc aici. Șef de poliție la mizil, șef de primărie aici. Busuioc. Uite busuioc. Chispan e localitatea Vărsătura, da? Așa, da? Bă, numai fii atent. Acolo busuiocul la noi, Bazilicu mi se spune, busuiocul la noi, șef de poliție, da?
este bun, verde. Aici este veștejit sau uscat. E el, primar, nu știu, așa, dar dacă intrați, dragii mei, pe declarația lui de avere, să vedeți, e un om harnic. Are declarație cu terenuri multe, cu case multe, bă, nu știu, mărțoage, dacă are. Și am venit aici, omul spune că e afacere de familie. Dacă ne ducem cu o muscă care noi ne avem bine cu ea și vorbim cu musca, spunem, băi, cucoană, ia uite, are cameră. Poți să ne spui și nouă câte hale sunt aici? Ce a zis, mă, hala 3? Hala 3. Adică... O mică afacere de familie. O mică afacere de familie, hala 3. Pe unul și pe doi a sărit-o. A zis, unu-i bucătăria, doi-i sufragerie, trei baia de pui. Iar unii mijlocitori, adică de, noi iar toți... iar unii mijlocitori de afaceri... Da? DSP-ul Brăila, da? Îi refuza să elibereze avizul interjudețean de la, de la Brașov. Deci Brașov... Ție! Unii mijlocitori de afaceri... Bă, ție! De mine, da. Bă, eu le-am spus așa. Da. Tot DSVSA-ul ăsta, dacă nu se își pune lăbuța la treabă, îi așteptăm, uite, îi așteptăm să vină, omule, să nu-și mai bată joc de noi, cum și-a bătut la Însurăței, unde l-a salvat pe Petrovici, da? N-a numărat puii, n-a făcut tot ce trebuie, amenda, mare, l-ai salvat, s-a făcut, mă, imediat, măi, ăsta, mă, măi, medicul ăsta care tu l-ai, te scărpinai în cap. Eu anul trecut am făcut o reclamație în acest sens, către DSVSA. Așa. Comercializează în mod ilegal pe serviciu. Nu am primit răspuns nici până în ziua de azi. Deci, unde te-ai dus în contencios? Hai să oprim. Deci el încalcă legea, patronul ăsta care mă jura. Da? Chiar și pe aici încalcă legea. Ia uite trotuarul. Marele patron care veniseră la primărie la Însurăței să verifice el. Auzi, a venit în control. Asta e, mă, mașina parcă. Nu, era cu de București. Dar e tot drept? A? E tot drept? Tot drept este. Da, era de București, dar era mai mare. Era de București. Da. Deci aici e patronul. Ăla ce zicea, că a venit în control. La o primărie el și nu purta, da, nici mască. Și nu purta mască. Nici doamna respectivă. Mă, o fi ale lui? Nu cred. Păi dacă scrie repavir, construcții civile și amenajări, probabil ale firmei repavir. Da, de ce le lasă aici? Și acolo, și probabil, acolo. Probabil că aniversarea celor 25 de ani să aniverseze cu niște paveri. Deci fii atent. Da. Ăsta are contracte. Da. Ăsta e cel mai tare constructore, cel mai deștept, cel mai de toate. El are contracte cu statul. Și vine în control la primărie, sună, la instituții. Vine în control un om de afaceri. Angajat. O societate comercială, da? Da. El verifică, auzi, primăria Însurăței. Așa a spus, că a fost în control. În control. Dar știi care a mai fost problema? Cu jupânul ăsta, care el încălca legea și agresiv cu noi. S-a dus și la poliție să ne depună plângere. Păi băi, omule, tu ai contracte de miliarde, da? Aici la Brăila, sunt la tine la Brăila, da? Mi-a luat 5 minute să văd cine ești tu, că el s-a dus la poliție să depună plângere și poate penală. Și cu o doamnă. Cu tupeu, că nu știu cine e doamna, da? Da, ți-am spus că te găsesc imediat. Poliția locală trebuie să te sancționeze, mă. Uite, ia. Ia. Unde e patronul? Nu e program aici? George, mă, îl cheamă, parcă, și a? Da. Și mai cum? Georgica, unde ești, mă? Ia uite-te. A venit madame, o doamnă. I-a spus câinele. Stăpână. Da? Nu e trafic pietonal, trebuie. Nu. Pentru ei nu există, deci... Eu trebuie să merg pe aici, pe carosadă. Că ăsta are pietre pe aici, de ce? E tolerat, bă! Ca să ne băi, tolerat, nu înțelegi? Ăsta
este singurul care ia lucrările toate licitații. Nu, altul nu mai e. Înțelegi? Bă, altul ca ăsta mai priceput nu există probabil aici. Probabil că e competent, domn. Da, mă, altul nu mai e. El câștigă. Nu legăm treaba asta. Nu. Înțelegi? Da, vreau să văd toate contractele lui cu toate primăriile. Bă, vreau să văd când s-a licitat, cum s-a licitat. O fi licitație directă, nu o fi. Vreau să văd când muncitori are. Dacă lucrează la NEC, a spus că îl sun eu pe Olteanu la ITM. Văd eu cine ești tu. Văd eu, el, văd eu cine ești tu. Te uite, mă, te-am venit și eu. Na. Hai, care pe care. Da? Deci el are contractul cu stat. Eu îmi permit. Tu nu-ți permiți, mă. Rău să ai contracte cu stat. Mă, este bun. Absolut. Când faci lucrări. Absolut. Dar când ai contractul cu statul, eu vreau să știu totul despre firma asta. Păi și poate să vină tot, să vină tot el în control. El a spus că vine, a venit în control. Da, așa deci, a spus că a venit în control. Un agent economic. Da, vine, care controlează primăria, auzi. Vine în control, așa a spus. Da. Eu nu pot să înțeleg. Deci are aceleași cărămizi de demolări pe domeniul public. Vino, mă, cu acest, să le arătăm. Da. Ia o firmă serioasă. Deci. Probabil, probabil că... Îl lasă primăria. Da. Da. Bă, la cum văd așa, firma asta, e, asta e pregătit, mă. Dar, jupân, vătaf. Adică, n-avea el treabă la poliție, poliția locală, primărie. Da, da, da. Nu, mă, tată. A, uite, iară. Parbriz spart. Deci parbriz spart, da? De vânzare. Hai să sunăm. Ia să sunăm. Ia sunăm. Deci lăsată pe stradă, el își face reclamă, da? Da, formează. Și dă mie să vorbesc. Bine, da. Formează-mă că am filmat eu, deci, așa. Așa. Ăsta, mobilul. Ăsta. Da? Eu aș dori să-i fac și o probă. Nu, da, ia, dă-mi place. Acest vechi. Dă-mi telefonul. Da. Nu, mă, vină aceea. Da. Ia. Ia, stai un pic. Vreau să cumpăr și eu mașina asta, luma tale, care era la poliție. N-are, mă, mască omul ăsta. El este... El este care s-a dus la poliție. Domnul? Are contracte cu statul, mă. E domnul care... Uite! Uite, instigăm. Au, stai, stai, stai. Ești ăla care ai tras de mine de primărie? Nu, lasă mincinoasă, nu mai ești. Nu am tras de tine, nu mai minți. Nu mai minți. Ai contracte cu statul, da? Nu mai minți că n-am tras, nici n-am pus mâna pe tine. Da. De la primărie. Foarte bine că... Nu venea în control, omul. La primărie venea. Uite, vătaful, are contracte cu statul, da? Dar-i vătaf. Uite-l cine ești. Auzi ce minte, mă? Da. Eu am tras de ea de la primărie. Exact, cum trebuie să... Păi să nu, să pună dovada. Că a luat imaginea de la primărie. Da. Să pună dovada, așa te vrem. Da? Da? Deci unde-i trotuarul, băi, tată? Cum a spus, mă, voi trotuarul aici, da? Fără mască, omul. Lasă-mi. Da? Iară, fără mască. N-are, de dovadă că el este vătaf, mă. Păi de ce nu înțelegi? Păi unde-i bunul simț? Da, atunci, da. Stare de, s-a dus, de pandemia, bunul simț. Fii atent, tu ești, mă, ăla care tras de mine în primărie. Ce mincinoși! Tu ești, mă, ăla, deja, adică tu, noi, mă, ăla. Păi dacă... mă... Deci au contractul cu statul ăștia. Fii atent, contracte cu statul, plătiți din banii publici, da? Din banii publici, da? Mă, ai toți tu ăsta, cum zici ăștia, cu ITM-ul. Toți angaj... Fii atent, îți dai seama că nu-i face Olteanu nimic lui ăsta. Nu-i face Olteanu nimic lui ăsta. Înțelegi? Da, da, da. Nimic nu-i face. Da, da, da. Uite-te. Domeniul public ocupat, da? Ocupat. Da. Eu vreau să trec pe aici, da? De ce, ce trebuie? De ce să nu treci? Nu avem voie să trecem, adică da. Avem dreptul ăsta. Mașina aia o ține acolo pe domeniul public la vânzare. Da, și așa, da, da. Bă, la vânzare. Bă, tu reclamă, ești firmă, tu ești firmă, da? Și ești atât de bogat încât tu să vinzi tu... cotețele pe stradă să ți le lași aici să le vadă. Tu ești ăla, mă, care ai tras de mine. Avem imaginele pe cameră. Îți dai seama, ei au acces la imaginele după cameră de la primărie, bă. Păi a fost în control. Nu, n-ai înțeles.
ca să te duci să iei imaginele după cameră de la primărie, da. Bă, te duci cu un document că ți-a întâmplat ceva, o faptă penală sau ceva, poliția să le ia. Atâta timp cât eu nu i-am săvârșit nimic, dacă i-am atras atenția că n-are mască, pe să-i dea amendă. Corect. Ce, tu ești ăla, mă, care trează de mine? Bă, asta e creștină, mă. Și doamna a spus că a fost vaccinată. Eu nu-i mai zic doamna. Reții, o doamnă, bă, nu poate, deci, o doamnă nu poate să fie mincinoasă în halul ăsta, da? Bă, cred că-ți facem reclamă la firmă, gratis. Înțelegi? Bun, gata, l-am văzut. Repare. Da? Dragii mei, o să vedeți mult mai multe despre această firmă, da? O să vedeți cine sunt acești doi oameni. O mincinoasă. Și-a revenit. N-am mai fost recalcitrant ca data trecută să ne bagi a temperat-o, a temperat-o pe, pe madame. Da. Deci el totuși, gândește-mă. Așa este. Când vrea, gândește. A avut altă atitudine față de ziua aceea la însurăției când era în control la primărie. Da, el era în control la primărie. Așa afirma. Era în control la primărie, da? Da. Bun, hai să mergem. Să mergem, da? Uite-mă, 25. Înțelegi? Omul ăsta este privilegiat, bă, înțelegi? Deci, sau se crede că este, deci nu puteți să acuzați. Cum? E privilegiat. Dar eu n-am spus pe ce n-am acuzat. Da, ce zic, da. Da? Bă, ești politic, privilegiat. Iot. Da? El îmi spune să ne parcheze în poartă, da? Dar îmi blochează trotuarul cu asta ale lui. Da? Nu se poate, mă, mai au și, bă, să ridică în unghii, mă, câinele. Câinele să ridică în unghii la noi. Uite, mănânc, e foame. E foame? Ia, mă. Ia, uite-l. Banul public, da, câștigate contracte, foarte bine, nicio problemă. Bă, vreau să văd toate contractele tale, cu toate primăriile, cu toate lucrările din banul. Mă, pe unde-s, mă, persoanele cu handicap intră aici? Uite, nici ăștia n-au la inspectorat rampă, înțelegi? Deci ei spun despre un fost inspector, cel care e la Constanța, mă. Deci ăștia afiști din greșe, așa, comisar șef Glugă Constanța. Da, dar e la Constanța, omul. Este chestor. Da. Și este șeful IPJ-ului, da. Constanța. Constanța. Aici pe stânga, în afiș, apare Glugă ca fiind comandant IPJ. A fost aici. Păi da, a fost, dar apare acolo, la câte ai văzut. Da. Apare... Mă, pe unde intră persoanele cu handicap aici? Păi nu intră azi. După ce se schimb. E sărbătoare, mă. E sărbătoare la biserică. E sărbătoare, înțelegi? Da? E sărbătoare. Auto, mă, tată, mă. Bă, cu cât ești? Hai să mergem. Da. Hai. Un inspectorat de poliție. Deci, să dăm ca să-i... Să fie sancționat și ai văzut poliția să fie sancționată. Da, crezi că știe, o să zică că cine este inspectorul șef, cum se numește? Deci nu-ți dă răspuns, mă, că nu e... Vă duceți la punct acces public, să luați legătura cu colegul. Și acolo e alte informații. Comandantul meu. Vă rog să luați la punct acces public, să luați legătura cu colegul meu, da? Deci nu în prima intrare aici, cea de-a doua. Am fost, informații erunate acolo. Dacă ați luat acolo legătura, nu am putut să vă aștept. Să ne spuneți cine e cel mai mare șef aici, comandantul de aici. Ce problemă aveți? Păi am spus... Se adresează comandantul. Deci cui, dacă, cui ați, adresa, fost, cui dacă ați fost acolo și ați rezolvat, l-ați lămurit, eu nu am... Băi, dacă ați fost acolo și ați rezolvat, păi dacă rezolvam, mai bine am luat dumneavoastră. Stați așa, mai bine. Ia. Ia. Să plec altul video. Băi, inspectoratul ăsta, fii atent, e o cameră acolo, e una așa, una așa. E fietă, băi. Băi, ia uite cum lucrează ăștia la cameră. Uite ce profesionist sunt, mă. Ia uite cu sârme. Ia uite, mă. Profesionist, mă, oamenii ăștia, mă. Ce-i secret să spune cine-i secret? Da, da. E ultra secret. Comisarul șef Valentin Condru. Stai un pic de tășa, mă. Centura. Să vă puneți centura căci cu... În spate? Ce șmecher e? Auzi, nu ești cipusă, ce șmecher. Cipusă în spate. La noi la Brăila. La tante Elvira. Uite clădiri. Da, frumoase.
Frumoase, frumoase. Nu stăm, hai. Frumoase clădirile, da. Uite, 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 ia fii atent, mă. Domnule comandant, pune oamenii, domnule, pe cineva o firmă, stăm a României. Ia uite ce, fii atent ce jăghi pe ea, bă. Ce se întâmplă, mă? Bă, aici simbolul, bă, simbol, ia uite, da, mă, ce. Da, știi, da, știi, pro patria et ordine iuris. Ia uite. Unde-i mai văzut așa? La Brăila? La noi, la Brăila, la tanti Elvira. Pro patria et ordine. Ia uite. Iuris. Ia întreabă pe domnișoara Pălțis. Ce înseamnă? Bă, dar chiar nu puteți să curățați și voi stema asta? Camera, uite camera asta. Mai trebuie curățată. Iot. Fii atent. Ori să vadă filmările. Dar care e unul lui Bami? E de asta, cum îi zice... Specie? Nu. Taxă? Mă leu de la poartă, mă, portar. Da, îmbrăcat în polițistă, că doar nu-i vede tu că se duce la ordine publică fata. Să se vină cu săbile, poc. Am văzut, era o fată călărea un cetățean, înțelegi? Iute. A, nu, că noi plecăm, mă, îmi plecăm, înțelegi? Am venit la omul degeaba. Uite girul ăsta pe mașină. Da. E băie, nu-i scripționat. Da, mă, lasă asta, nu. Nu era tipul cu mașina? Nu știu, acolo e de la ANP, de la penitenciar. Bă, mă supără stema asta. Pro patria? Da, mă. E cam... Poți să-i rog eu să-mi aducă? Mi-a, auzi? Hai să mergem. Uite, ești polițist, nu-i așa? Vreau o cârpă și cu apă să șterg eu aia, că ți-ai pus șătura în spate. Nu. Hai să mergem, mă. Nu, înțelegi? Bă, dar e și pușcărie aici. Da, avem. E și pușcărie aici, da, înțelegi? Da, e în... Ia, uite. E la... Auziți? Ziceți-i comandantului de poliție să mai curțe sistema aia acolo, că e așa de jăgoasă sistema aia acolo. Mă ofeream eu să o șterg. Bă, dar semnul ăsta ce înseamnă, mă, semnul ăsta aici? Ce spune semnul ăsta? Pentru cei care au anvelope de toc. Nu, dar semnul ăsta, ce reprezintă semnul ăsta aici? Ia, uite, vină cu acea. Ia, vină cu acea, ia. Deci, fii atent. Trotuarul, înțelegi? Trotuarul, da? Bă, ce-i cu semnul ăla când... Eu când am dat de permis, înțelegi? Eram cu Bergea, mândialul, înțelegi? Cu Vali Vigelie, Beethoven, copilul minune. Era examinator? Nu știu. Bă, ce-i cu semnul ăla? Dacă nu ne-a spus cine este inspectorul șef al meu... Lasă asta. Mă, ce înseamnă semnul ăsta? Ce spune semnul ăsta aici? Că nu știu. Domnul Idei sau ce? Mă, ce? E înainte, înapoi, e... Cum e? Hai, mă, să mergem pe aici. Eu tu e săracă, e obosită, a bruscăit, a lătrat mult. Da. Ne-a chemat degeaba surdul. Bine, mă, surdule, ne chem tu atâția kilometri, sute, da? Inspector și el. Să auzi, vine un civil la mine. Păi, legitimează-te. N-a vrut să se legitime, un civil. Deci, el vrea să-i dau toate actele. Unde băgam mărțoaga? Aoleu, te-a flancat? Uite ce cuvinte stau goaștele pe aici. Dragii mei, pentru mine Brăila reprezintă un oraș extraordinar. Cu oameni minunați. Cum? Să-l filmează un profesionist cum a intrat mașina. Care? Cine a intrat? Eu. Aoleu. A, da, mă. Ca să n-ating din mașina. Uite, mă. Parcă poliția mașina aici. Bun. Uite primarele și toți ăștia. Uite. Deci pentru mine Brăila a reprezentat tinerețea mea, da? Foarte mult mi-a plăcut și îmi place. Toate cele bune, dragii mei, cu inspectoratul de poliție. Brăila. Bună ziua.
Vreau să-mi fac intrarea. Numele meu este Jean Mihai Florin, vreau să-mi fac intrarea. Intrarea unde? Aici, în ispită, să precum că am venit. Și dânsul nu vrea să-mi o facă. Să poate face? Da. Precum că am venit la dumneavoastră, aici. Păi eu am coborât și pot să nu am înțeles, dar trebuie și făcută intrare în conformitate cu legi. Există niște legi. Bine, că la DSV ăsta nu prea aveți legi. Haideți să vă aducem la cunoștință. Dăm telefonul un pic și agenda. Deci, ce în ce localitate, cum se numește? Păi să vă aducem la cunoștință. Vărsătura, da? La câțiva kilometri de Brăila, ați avut pe data de 10 un control, las că dau eu, un control care am solicitat noi cu poliția referitor la o firmă care spunea că vinde păsări, ceea ce aș fi venit și știți prea bine despre acel control, da? A venit un coleg al noastră, un neprofesionist, o să-l facem public să-l vadă o țară întreagă, că ia bani de la stat și nu prea ia bine, și a venit, a făcut controlul respectiv, persoane respective, 1000 și ceva, îi cunoaște, spuneați și mașina de SDS-ului a dumneavoastră, da? Domnul este un neprofesionist, el încălca legea aici. Bun, o să fie sancționat pe legea 55. Deci, cu poliția a venit la persoana respectivă și a spus că îi ridică și neutralizează păsările peste 1400 de păsări. Da? Bun. Domnule, pe data de, deci pe data de 10 se întâmplă chestia asta. Pe data de 11, ce credeți că face omul? Vinde păsări, iară. Pe data de 15, adică este vorba despre o interzicere a comercializării păsărilor. Decizia numărul 1. Omul, uitați-l, cum ia, cum vinde păsări, cum ia banul, bine, încearcă el să ne atace. Deci cum a făcut de să găseau, cum i-a luat lui păsările și omul vinde în continuare. Acum, în interdicție, adică ordinul 14/2014 este încălcat, este acea decizie numărul 1, care știți că până pe data de pe 7/5, până pe data de 7/6, uitați, omul vinde. La fel vinde, Petrovici, am făcut petiție la dumneavoastră, anul trecut, mi s-a dat răspuns. Lasă vorbim, acum, nu. Asta e speța. Da, vi se pare, oprește-mă, vi se pare normal ca DSVSA-ul să tolereze așa ceva? Mie, de exemplu, eu am cumpărat pui de la omul acesta, am chemat omul dumneavoastră, da? I-am dat pui. Un neprofesionist, clar, o să-l vedeți că o să-l facem public, să-l vadă o țară întreagă. Dar nu mai vorbim că o să vedem pe mâna poliției de SVS-ul ăsta. Uitați, omul vinde, dar încărcă pui, da? Și apoi cum ia bănuțul? Adică e evaziune fiscală. El n-are nimic aici, n-are nici care exploatație. Trei hale. Așa, partea de... Eu ce înțeleg că eu n-am participat, nu știu exact speța când a fost, spuneți dumneavoastră că în data de 10 și pe urmă pe... Păi pe 10 nu s-a cunoscut aici? La nivel nu s-a cunoscut că a fost un control? Eu personal nu cunosc toate acțiunile colegilor, că suntem pe departamente, pe... Departamente, bun. Așa. Uitați, cum ia bănuțul, cum încarcă pui în dreapta aici, da? Domnule, este interzis... comercializarea păsărilor. Din ce văd, au fost și organele de poliție. Nu, a fost pe data de 15, de 10. De 10. Și pe 15, imaginea unde n-a fost poliția. Că poliția... Acum. Sâmbătă, da. El a vândut sâmbătă, a vândut duminică, vinde și acum. Noi nu putem sta... Am înțeles. Chiar lângă... Nu. Dar omul, de ce nu s-a luat măsurile respective? Probabil că s-a permis, nu știu, o să întreb, o să mă interesez. O să mă interesez să vedem dacă, poate nu li s-a permis accesul în curte. Nu, li s-a permis cu greu. Nu, a spus că îi trebuie... Deci omul dumneavoastră spunea că îi trebuie mandat. Domnule, e chiar sancțiunea de la 5.000, de la 4.000 la 5.000. 40.000, domnule. Interzicția unei autorități. Ia uitați-l. Uitați-l, da? Omul vinde. Eu trec, Mihai. Omul are chiar reclamă, adică vinde păsări, pui. De-i tolerat de busuiul, de primar, de tolerat. Domnule, e clar, nu. O să ne lămurim să vedem despre... Eu sunt șef serviciu. Șef serviciu, ce fel de serviciu? Sunt pe autorizări. Deci ne-a trimis pe cineva care nu are niciun treabă. Nu, sunt purtător de cuvânt al instituției. Pe 544, da? Da. Bun. Dacă doriți ceva informații detaliate, am rugămintea. Facem altceva. În conformitate cu legea 153. Unde aveți salariile afișate? Aici. Așa spune legea. Domnule, pentru DSVSA-ul ăsta nu există. Citiți legile. Deci faptul că vă bate joc de cetățeni, iar cetățenii nu v-au tras la răspundere, păi vă demonstrez că omul dumneavoastră a venit, a făcut o confiscare de la mine, i-am dat eu, deci de la mine, da? N-a făcut un proces verbal. Îmi spunea el mie că îmi dă mie amendă 10.000 de lei. Eu îmi dai 2.000, 10.000 de lei. Deci când dă el 10.000 de lei, ia dă-mă să văd dacă eu pot să dai. Bineînțeles că n-a dat, bineînțeles că el era votat, era problema cu mască, el nu-și punea mască, a demonstrat că el este mai puternic decât lege. Și a doua problemă.
Poate a fost o mică, nu știu. Nu, de față cu polițistul. Să... Deci, dacă când a luat păsările de la mine, de ce n-a făcut proces de răbaș, de ce l-a cărat cu mașina lui, când trebuia să cheme o firmă specializată, de ce nu și-a dat lui amendă? El a încărcat, domnul meu, a încărcat patru nereguli, adică patru reguli care erau, le-au băgat în nereguli, le-au băgat el. Omul acesta nu este profesionist. De ce tolerați? Încă și acum noi vă aducem la cunoștință că omul respectiv vinde păsări sau se comercializează păsări pe teritoriul Brăilei. Nu eliberează bon fiscal. Asta iar n-are treabă de ce pot să fac în momentul ăsta? Eu pot să comunic conducerii. Spuneți-mi. Sesizarea dumneavoastră. Dumneavoastră încă și încă mai trimit. Persoana care vinde. A fost verificată cu IPJ-ul data de 10. Da. În continuare, vinde. Comercializează cu toate că restricția prin hotărârea și astăzi, și astăzi, noi am filmat astăzi. Poate și astăzi nu contest, nu pot să zic că nu, că nu am văzut, că de unde are păsări? De unde are păsări? Aici e problema. Poate că le are pe stoc dinainte, cum păi le are în curte. A fost control pe 10. Pe 10, a fost pe 10. Nu știți cum este? Am văzut cum s-a făcut controlul. Sunteți medic, da? Da, haideți să vă spun o chestie. Eu mă duc ca autoritate veterinară locală, mă duc la o gospodărie proprietate personală. Exploatație. A arătat un certificat el. Dar nu știu dacă are medic de exploatație. Exploatațiile sunt non-profesionale, adică gospodărie personale sau comerciale. Eu dacă mă duc la o gospodărie personală, un GP, cum îi spunem noi, non-profesională, da? Mă duc în control să-i verific animalele, da? Ca număr, ca specii, ca situații. Puteți să numărați peste 1600 de păsări în 20 de minute? Astăzi vrăjim la cine? N-avem voie. Eu nu zic că trebuie să le număr în 20 de minute. Dar obligativitatea o aveți de a identifica fiecare animal. El trebuie să-și declare în primul rând la medicul de liberă practică care are concesiunea pe teritoriu ce animale are în curte. Ce animale are în curte. Iar la o sesizare la ceva, eu ca oficial trebuie să mă duc să verific veridicitatea. Domnule, vă întreb ceva. Instituția asta. Dar el, dacă vrea să mă lase în curte, mă lasă. Dacă nu, el trebuie să-mi facă dovada. Da. Dacă la poartă, el trebuie să-mi facă dovada că deține animale și că are realizat toate acțiunile. Nu, dumneavoastră sunteți obligați să-l sancționați cu 40.000 de lei dacă nu vă dă voie. Între 40.000 de lei, conform ordinul 14, dacă vă scot acum articolul. Te vă spune, domnule. Vă arăt articolul. Băi, tot e până la atenție. Domnule, sunteți corupți cumva, vă întreb. Deci, nu vă faceți datoria. Da, aici e problema. De ce faceți afirmațiile păi, astea afirmațiile nefondate și neprobate? Avem dovezi. Ca să-mi spuneți avem mie instituția, nu să vă referiți la întregul corp medical veterinar oficial de stat. Deci, îmi pare rău, în condițiile astea nu mai putem porta. Fermele respective nu sunt verificate. Dar nu vă simțiți jignit? De ce ne băgați într-o aulă și catalogați că tot corpul veterinar oficial, medici oficial medicul sunt respectiv nu reprezenta DSVSA-ul, ce era el personal? Și de ce spuneți că e corupt? Nu, am întrebat, sunteți corupt, am întrebat, e o diferență. Dar știți, nu faceți diferența între întrebări. Deja, eu dacă v-aș întreba pe dumneavoastră, sunteți profesionist? Și dumneavoastră vă simțiți lăsat o întrebare? Sigur, nu, aș fi subiectiv să spun. Ce spune? Sancțiune. Amenda de la 40.000 la 50.000 și refuzul de a permite accesul inspectorului autorizat sanitar veterinar. Deci refuzul sau obstrucționarea autorităților. Ei, omule, nu înțelegi că omul ăla nu știa despre ce vorba, să-l încadreze sau treaba de rău. Da, da, da. Dar avem face cu ori uitați sancțiunile din HG 94. Deci, omul nu stă pe bine ordonanța pe ordinul 14 al președintelui de SVSA. Habar nu avea. El îmi spunea că îi trebuie mandat, habar nu avea. El îmi spunea că mă sancționează pe mine, care eu aduceam la cunoștință, că am luat Mihai, oprește-te un pic. Că am luat pui și i-am dat, uite domne, pui, că am cumpărat de la el. Îmi spunea că îmi dă mie amendă, că am cărat pui, unde să-i țin în cârcă? Și că i-am luat eu mașină. Păi uite, tu i-ai luat o mașină, înseamnă că tu trebuie să-ți dai amendă. Domne, chiar vă credeți stăpânii acestei țări, o instituție, nu sunteți plătiți din banii publici? De parte de noi când o stăpâni. Păi asta am văzut noi la omul ăla, când a venit. Noi trebuie să stăm cu mașină. Are cineva, domnul, data de 15, vedeți, uite, haideți facem altceva. De ce poți să respect legea? Dom'le, noi îl filmăm în continuare, da? Noi anunțăm, să știți că poliția a fost anunțată pe data de 15. Noi l-am urmărit pe omul până în Galați, atenție. Așa. Vrem să vedem... Nu, vrem să vă autosesizați, da? Vrem să vă autosesizați, da? Eu v-am adus la cunoștință de persoana respectivă, speța din data de 10, care o cunoașteți, eu, Geană, Hare Florin, da? 0749220090, aveți, da? Eu vă spun că omul nu și-a făcut datorie și vă dau exact puncte cu puncte. Deci, eu și mai sunt câteva cazuri azi care le aducem la cunoștință. Da, nu e, nu e.